Excelențe, stimate domnul prim-ministru, dragi prieteni, bine ați venit în Republica Moldova, bine ați venit și în Parlamentul Republicii Moldova, pentru mulți dintre voi bine ați revenit și sunt sigur că ați revenit acasă, e și asta o parte a casei și ne bucurăm foarte mult să vă avem astăzi ca oaspeți în Parlamentul Republicii Moldova. Bine ați venit încă o dată în Parlamentul Republicii Moldova și bine ați venit în sala, de fapt, sala Europei, care este o sală ce a fost reparată, echipată, mobilată, inclusiv din ajutorul pe care l-a oferit Guvernul României. Și noi vă mulțumim foarte mult și cred că e și o chestiune simbolică să ne revedem astăzi aici. În general, vă mulțumim foarte mult pentru întregul suport pe care l-a oferit. Chiar și astăzi au fost desfășurate unele acțiuni importante. România pentru noi este cel mai important partener și din perspectiva mai multor proiecte și din perspectiva parteneriatului la nivel de comerț. Vrem foarte mult să continuăm, chiar să intensificăm proiectele care sunt pe ordinea de zi a cooperării și mă refer în mod special la cele energetice, de infrastructură energetică, dar bineînțeles fără a le lăsa deoparte și pe celelalte care sunt la ordinea zilei. Suportul oferit pe care îl primim noi din partea României și a Guvernului României este unul semnificativ, atât prin donația de 100 de milioane, precum și acel împrumut de 150 de milioane care a venit la cel mai important și oportun moment, atunci când Republica Moldova a avut cel mai mult nevoie de ajutor și, bineînțeles, România a fost alături de noi și noi apreciem foarte mult și dați-mi voie și din numele Parlamentului Republicii Moldova să-mi exprim aceste aprecieri și mulțumiri. Ceea ce s-a și întâmplat și o dovadă a lucrurilor, a faptului că lucrurile se întâmplă, se mișcă și nu venim sau nu lucrăm doar să facem poze, să zâmbim, să strângem mâini lângă de apelul și cu asta basta. Tot ceea ce, sau multe dintre lucrurile pe care le-am vorbit azi cu domnul prim-ministru, vor trebui sau se vor concretiza și prin Parlament. Trebuie să fie niște legi speciale pe domeniul energetic, pe colaborarea în domeniul infrastructurii și atunci Parlamentul și dumneavoastră, domnul președinte, veți avea un rol important în punerea în operă a proiectelor comune.